septembrie. La instituția noastră s-au înregistrat 1175 de cereri din partea pensionarilor. La toate aceste solicitări, până la ora actuală, din verificările efectuate, nu avem cazul de nicio revizuire. Serviciul Resurse Umane din cadrul instituției verifică solicitările dumneavoastră și am început deja să le răspunde, să le dăm răspuns la petițiile dumneavoastră. Consider că aceasta este o informație pe care instituția noastră o să vă dea săptămânal, să vedem câte cereri sunt depuse, ce solicitări au, dar la ora actuală, să știți că nu avem probleme deosebite, li s-a explicat, au înțeles, unii că au înțeles și nu prea sunt mulțumiți, asta este altă discuție. Vă mulțumesc pentru prezență și cu rugămintea și săptămâna viitoare să ne punem de acord, aș vrea la fel să vă mai dau noutățile vis-a-vis.